Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi povestim despre camera web. Ideea a venit de la copiii mei și de la nevoia mea de acasă, pentru că odată cu școala online, ei acasă în online, a trebuit și noi, părinții, câte unul pe rând, să stăm acasă și să ducem biroul în online. Așa că ne-am gândit, hai să alegem o cameră web bună, atât pentru școala online, cât și pentru biroul de acasă. Și o folosim pe rând pentru că aici avem norocul să nu se întâmple lucrurile chiar în același timp. Cum m-am dus către o cameră web? Cum anume m-am gândit să aleg o cameră web? E, uite cum am făcut. În primul rând m-am gândit la rezoluția ei, pentru că am vrut o imagine care să fie clară. Iar aici ai două variante foarte bune. HD Ready, care este super ok pentru acasă și biroul online. Iar dacă ai nevoie și dacă poți merge către un Full HD, asta e minunat, pentru că, bineînțeles, lucrurile sunt și mai bune decât atât. Mai departe, m-am dus către o cameră care să facă autofocus. De ce este important un astfel de autofocus? Pentru că această cameră cu autofocus știe să regleze claritatea imaginii chiar dacă tu te miști în fața ei. Iar asta e important, de exemplu, mai ales pentru școala online, când copilul prezintă, să spunem, o lucrare, ridică foaia și o apropie sau o îndepărtează de cameră. O cameră care are autofocus știe să regleze claritatea astfel încât profesorul din online să poată vedea clar ceea ce scrie pe foaie și să nu vadă ceva blurat. Mai departe, m-am dus către unghiul de vizibilitate. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă cât anume vede camera din camera ta, adică din locul din care faci transmisia. Eu am văzut camere care au 110-130 de grade unghi de vizibilitate, însă, din calculele mele, am văzut că pentru acasă este de ajuns un unghi de 90 de grade, pentru că în același timp nu vrei neapărat să transmiți multe lucruri din camera ta, pentru că nu sunt importante în ceea ce faci în transmisia online de școală sau de birou. În plus, am găsit camere care permit un reglaj stânga-dreapta. Asta înseamnă că pot alege un unghi de vizibilitate mic, să fiu eu în prim plan și cu ceea ce prezint, dar să pot și modifica pozițiile păstrând același unghi de vizibilitate. Deci puteți alege o cameră care să facă așa ceva. Bineînțeles că o cameră web trebuie să aibă și microfon. Aici lucrurile sunt importante. E bine să fie un microfon de calitate, pentru că eu, în momentul în care mi-am conectat camera web la un zoom, am folosit atât microfonul cât și imaginea camerei. Și atunci vreau, bineînțeles, să am claritate în ambele. Hai să vă spun și ce am ales. Am găsit o cameră care nu este un entry level, în schimb am vrut să fac o investiție importantă pentru că o pot folosi mulți ani de acum încolo, atât eu cât și copiii. Și am mers către un Logitech Stream Cam care este undeva la 750 de lei. Să vă spun și de ce. Așa cum am povestit, e bine să alegeți HD Ready sau Full HD. Aceasta este Full HD. O altă opțiune importantă este câte frame-uri pe secundă poate transmite camera. Adică câte poze poate face într-o secundă, să zicem așa, astfel încât imaginea să iasă lină și fără întrerupe. 25 de frame-uri pe secundă sunt de ajuns pentru ochiul uman, dar această cameră știe să transmită în 60 de frame-uri pe secundă, ceea ce, bineînțeles, poate fi un avantaj atunci când aveți nevoie de el. Mai departe, mi-a plăcut foarte mult faptul că este o cameră potrivită pentru mai multe tipuri de utilizatori. Eu, de exemplu, folosesc acest mod, eu îi spun landscape, dar o puteți folosi foarte ușor, o întoarceți, iar acesta este formatul pentru story-urile de pe Instagram și de pe Facebook. Așa că dacă faceți astfel de story-uri, camera pur și simplu se întoarce și îți faci filmarea ca și cum ai un telefon, dar la o altă calitate, bineînțeles. Mai departe, atunci când alegi o cameră web, gândește-te unde anume o pui, unde anume o prinzi, de ce anume o prinzi. Iată cum se face, de exemplu, o prindere pe ecranul unui laptop, ceea ce se întâmplă, cred, cel mai des. O prindere simplă și foarte rapidă. În schimb, dacă aveți un monitor cu al unui desktop, acolo lucrurile sunt altfel pentru că ecranul este mai gros. Sau poate vreți să puneți camera pe un trepied. În această situație, camera pe care eu am ales-o vine cu un accesoriu. Este un accesoriu exact pentru trepied.
eu conectez accesoriul și mai departe am filetul pentru un trepied. Dar ce am descoperit și mi-a plăcut a fost și faptul că pot folosi această cameră și pur și simplu fără să o prind pe nimic și doar să o așez pe birou, să o orientez acolo unde am nevoie. Lungimea cablului poate fi importantă. Eu am ales 1,5 metri, dar nu trebuie să vă blocați foarte mult în asta, pentru că în cazul în care aveți nevoie de o lungime mai mare, vă puteți lua pur și simplu un prelungitor USB. Și dacă tot am vorbit de USB, eu când am cumpărat camera am avut o surpriză, m-am trezit cu un USB-C. Ei, laptopul meu n-are USB-C, laptopul băiatului are, el a fost fericit imediat ce a primit camera, eu a trebuit să mai aștept 2 zile până când am comandat un adaptor. Am dat 35 de lei pe el, însă a meritat toți banii pentru că am putut să conectez astfel această cameră la laptopul meu. E important să vă uitați și la softul cu care vine o cameră web, să vedeți ce anume puteți face din soft, pentru că sunt multe lucruri interesante. Vă dau doar un exemplu, să spunem că vrei să faci sau ai nevoie de un face tracking, adică tu te miști, iar camera recunoaște subiectul și face autofocus în funcție de poziția în care el se află, deci tu de fapt vei fi transmis în online tot timpul ok, fără să fii blurat. Dacă ați avut vreodată curiozitatea cum arată o cameră web la interior, ei bine, lucrurile sunt simple. Sigur că acesta este un model mai vechi, de aceea pot să-l și desfac, nu stric ceva care încă este funcțional. Lucrurile sunt foarte simple, o placă electronică, un buton, un LED și, bineînțeles, hai să-l numim obiectiv, să-i dăm așa o valoare suplimentară acestei lentile și sistemul de prindere, care diferă de la o cameră la alta, iar aici, bineînțeles, că trebuie fiecare dintre voi să vă alegeți ceea ce vi se pare mai potrivit. Cam asta a fost povestea cu camera web. Vă invit și pe voi să-mi spuneți ce camere ați ales, ce funcții folosiți, ce găsiți, ce ați găsit în soft interesant și data viitoare ne vedem și facem puțină curățenie în casă, pentru că povestim despre aspiratoarele robot.